sa pe Banca Tehnică a Mihai, Formației Unirea. foarte Rezerve, grav. numărul 23, Neapărat Alexandru Costache, numărul pentru că 16, Cristian Ignat, numărul 11, Iulian Carabela, numărul 20, Darius Mureșan, numărul 14, Ștefan Sarositu, numărul 21, Robert Jerdea, numărul 15, Cosmin Zanfir, numărul 2, Robert Băjan, numărul 5, Robert Căruță. De partea cealaltă, Politehnica Timișoara începe cu George Păduraru între buturi, numărul 30. Iată primul fluier al întâlnirii de aici, de la Chirghiol. Cu numărul 15, Nicolae Sofran, numărul 13, Cristian Scutaru, numărul 14 și capitanul echipei Ioan Mera, numărul 26, Cătălin Oanea, numărul 24, Alin Ignea, numărul 21, Rareș Lazar, numărul 20, Daniel Benzar, numărul 9, Mircea Axente, numărul 11, Andrei Doru, numărul 7, Octavian Ursu, antrenor Dorin Toma. Să trecem în revistă și rezervele cu numărul 1, Harrison Deveniș, numărul 18, Claudiu Panfile, numărul 17, Samuel Costea, numărul 4, Cristian Bocșan, numărul 6, Tudor Moțiu, numărul 10, Cosmin Bârnoi, numărul 8, Adrian Zaluschi, numărul 22, Roberto Hațegan. Arbitrul este Mihai Amorăriței, ajutat la tușe de asistenții Marin Nicușor și Marilena Nan, rezervă de arbitru Ionuț Ilie, delegat de joc Florentin Barbu, observator de arbitri Cristian Sava. Un prim fault comis de Mera asupra lui Andrei Banioi, atacantul care a revenit la Constanța după ce a jucat în sezonul trecut la Farul, a revenit după o scurtă aventură, să spunem, în Liga a doua din Ungaria. El este împrumutat aici la Unirea Constanța. Cărăruș recuperează timișorenii. O lumânare unde Axente câștigă duelul la cap cu Leca, însă mingea ajunge tot în posesia gazdelor. Să spunem că Poli ocupă locul 9 cu 4 puncte după primele 3 etape, în timp ce Unirea Constanța nu a acumulat niciun punct și încă nu a marcat. Gazdele speră ca astăzi să spargă gheața, dar și Poli vrea să repete isprava din ultima deplasare, când a câștigat clar la Călăraș. De altfel, timișorenii au început tot cu un meci în deplasare la Cluj, o înfrângere destul de dureroasă, un 3-0 care s-a conturat încă din prima repriză. A venit însă victoria de la Călăraș. Să urmărim însă această fază cu Banioi. A încercat acolo să paseze pentru Dragoș Grigore, n-a fost cea mai bună execuție și un prim atac periculos al timișorenilor. O lansare pentru Octavian Ursu, jucătorul venit în această vară de la Rapid, însă se repriază Nicola și trimite în afara terenului. În etapa trecută, Timișoara a terminat la egalitate pe teren propriu 1-1 cu FC Buzău, după ce a condus. S-a văzut însă egalată. Benzar. O centrare în care intervine foarte bine Marius Leca, cel care a făcut un joc foarte bun în etapa trecută, când Unirea a pierdut pe terenul celor de la Universitatea Cluj, însă a făcut, așa cum spuneam, a dat o replică foarte bună și a ratat mari ocazii de a înscrie pe finalul partidei de la Cluj. Recuperează timișorenii. Sofran a încercat o minge pentru Axente, însă aceasta s-a scurs în afara terenului. Finica pentru Chirițoiu în duel cu Ignea. Puștul împrumutat de la FCSB se descurcă bine și pasează înapoi. Nicola pentru Ilie Damașcan. Foarte bună combinația dintre cei doi. Nicola blocat însă foarte bine de Scutaru. Primele 5 minute, un joc echilibrat, chiar dacă timișorenii teoretic pleacă din postura de favoriți, uitându-ne la clasament, dar și la
loturile celor două echipe, un lot mult mai închegat, care a făcut o pregătire normală de vară. Constanțenii s-au strâns destul de târziu și au recuperat pe parcurs. Leca foarte bună în pasa pentru Damașcan. Centrare însă în afara terenului. Damașcan, al cărui frate Vitali joacă la Sepsi Sfântul Gheorghe în prima ligă, a venit în această vară. Cei doi jucători din Republica Moldova, cei doi frați, iată, s-au reunit în România. Degajează Pădurarul. Un fault comis de Finica asupra lui Andrei Doru, mezinul echipei timișorene. Ignea încearcă o lansare pentru Accente, acesta îi ia fața lui Leca, însă se apără foarte bine fundașul central al gazdelor. Din nou o acțiune pe partea stângă, foarte frumoasă depășirea reușită de Oanea, dar centrarea a fost deviată și a ajuns în brațele lui Nicușor Greco. O degajare lungă pentru Bagnoi. Mera respinge cu siguranță. Se vede câtă experiență are capitanul timișorenilor. Pasă spectaculoasă a lui Chirițoiu, Liviu Mihai. Chirițoiu se descurcă bine și arbitrul decide că a faultat în duelul cu Sofran. Spuneam că Unirea nu a acumulat niciun punct, e adevărat, însă că a jucat cu trei echipe care și-au anunțat clar intenția de a se lupta pentru promovare. 0-2 la Chiașna, 0-2 pe teren propriu cu FC Hermannstadt și 0-1 cu Universitatea Cluj în deplasare. Liviu Mihai pentru Finica. Schimbă cei doi, frumoasă combinația încercată de Liviu Mihai cu Grigore, însă acesta n-a înțeles intenția cu echipierului și din nou timișorenii pleacă pe contraatac. O minge pentru Daniel Benzar, intenția a fost bună, însă pasa lui Ursu, Octavian Ursu, pentru că și Unirea are un Ursu, Ionuț Ursu, pasa nu a fost cea mai bună. Chirițoiu se descurcă din nou bine, Liviu Mihai, Cărăruș, Ionuț Ursu, Finica, și el împrumutat de la Rapid. Ursu pentru Leca. Nicola lansează foarte bine pe Bagnoi, preia frumos Andrei Bagnoi, din păcate calcă pe minge, din păcate pentru Constanțeni. O pasă riscantă și recuperează acolo Andrei Doru, a alunecat însă și-a ratat șansa de a pleca pe contraatac. Schimb de pase între Ignea și Sofran. Rareș Lazar, un alt jucător care a trecut pe la Rapid. O lansare foarte bună pentru Accente, iese Nicușor Grecu și se descurcă bine. Îi reproșează Liviu Mihai că nu a prins mingea, dar risca să comită hands acolo, era chiar la limita careului. Nemulțumiți constanțenii au solicitat un offside la Accente. A fost o fază la limită acolo. Spuneam că pe banca Unirii se află Dumitru Faitaș la debutul în Liga a doua. O soluție găsită după
plecarea lui Ianis Zicu în această săptămână, antrenorul care a condus echipa în primele trei etape. Scutaru. Nu are soluții, au încercat să se demarce acolo Daniel Benzar și Octavian Ursu. Compactă apărarea constanțenilor, iată timișorenii plimbă mingea așteptând să găsească o breșă. Din nou Scutaru, din nou lansare lungă de această dată pentru Daniel Benzar. Bine vine Octavian Ursu și recuperează. Ursu a încercat o pasă cu călcâiul, însă atent Nicola și va fi out în favoarea bănățenilor. Ignea. O centrare destul de bună pentru Andrei Doru. Se descurcă acesta și păstrează mingea în teren. Întoarce foarte bine pentru Rareș Lazar. Se schimbă partea de atac a bănățenilor acolo cu Oanea. Și nevoit să întoarcă mingea pentru că nu găsesc modalități de a depăși apărarea formației de pe litoral. O lansare din nou pentru Accente, de această dată mult mai atent Ionuț Ursu și iese Nicușor Grecu și prinde. Degajează lung Ursu. Scutaru se descurcă foarte bine. Doi jucători cu mare experiență în centrul defensivei oaspeților, Scutaru și Mera. Leca încearcă pentru Dragoș Grigore, forțează acolo, însă se apără foarte bine Sofran. Mai mult iată-l pe Andrei Doru încercând să plece pe contraatac, însă au venit bine și l-au blocat Grigore și cu Liviu Mihai. Iar construcția ofensivă începe din nou de la fundașii centrale. O nouă lansare în adâncime de această dată pentru Octavian Ursu, care nu reușește, ba da, prinde mingea în duel acolo cu Nicola. Ce bine se apără Nicola. Nevoit să întoarcă Ursu pentru Ignea. Schimbă partea Sofran, să-l vedem în duel cu Finica, șut blocat de Liviu Mihai, un nou șut blocat de această dată de capitanul Ion Cărăruș. Pentru un moment timișorenii au avut superioritate pe flancul drept, n-au profitat, însă erau 2 contra 1 acolo. O greșeală care aduce mingea în posesia gazdelor. Chirițoiu lăsat să se întoarcă și ce greșeală face Chirițoiu, trimite mingea direct la Mircea Accente. Să vedem cum vor reacționa timișorenii. O pasă în partea stângă, Oanea, frumos dribblingul reușit de Rareș Lazar, însă se afla acolo în offside Andrei Doru. Cât pe ce să-i coste pe constanțeni greșeala lui Chirițoiu, a tratat mult prea lejer la această fază, i-a pasat direct lui Accente. Din fericire pentru echipa sa, însă această fază a rămas fără rezultat. Nicușor Grecu trimite din nou lung, din nou spre Bagnoia, însă Mera este acolo imbatabil în duelurile aeriene. Bagnoia se descurcă bine și pasează către Damașcan. Pe partea dreaptă Nicola. Se stinge însă faza. Liviu Mihai, veteranul formației constanțene. Nicola pe partea dreaptă se întoarce bine, centrează însă direct în brațele lui Păduraru.
Benzar, preluare cam largă, însă îl depășește pe Cărăruș, a cerut fault, nu a primit. Liviu Mihai întoarce pentru Finica. Face semn tânărului fundaș stânga să calmeze jocul. Leca. Liviu Mihai caută soluții, pasă bună pentru Finica. Va întoarce înapoi pentru că este blocat rapid de Andrei Doru. Cărăruș, pasă bună pentru Nicola. Chirițoiu, să vine rapid Scutaru și îl deposedează fără probleme. Axente. A pasat pentru Octavian Ursu, aștepta înapoi o pasă, însă acesta schimbă foarte bine partea pentru Andrei Doru, o preluare aproximativă. Reușește să păstreze însă mingea și începe din nou atacul timișorenilor, care domină la capitolul posesie, însă după un sfert de oră n-am avut nicio fază periculoasă la vreuna dintre cele două părți. Nevoiți, iată, să ducă din nou mingea către fundașii central. Mera a faultat acolo. Își cere scuze Banioi. Mera pentru Scutaru. Icnea. Combină cu Octavian Ursu. Rareș Lazar pentru Benzar, o pasă pe culoar pentru Axente, cât pe ce să preia atacantul timișorean. A intervenit foarte bine Ionuț Ursu și Andrei Doru greșește din nou, trimite în afara terenului. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Continuă să atace timișorenii. O minge întoarsă din nou la Mera, care este nevoit să trimită propriului portar. Scutaru. Din nou aceeași pasă lungă, de această dată pentru Andrei Doru. Mingea lovește în față, însă a fost faultat acolo de Finica. Nu este foarte mulțumit fundașul constanțean de decizia luată de arbitru. O lovitură liberă foarte periculoasă, pentru că atât Scutaru cât mai ales Mera sunt foarte eficienți la fazele fixe. Să vedem cum va executa Icnea. Un pic soarele în ochi pentru portarul Nicușor Grecu. Spre Mera merge, însă trimite departe de poartă capitanul timișorenilor. O centrare foarte bună, spuneam că soarele îi bate în ochi portarului constanțean. Am revăzut faza. Din păcate pentru timișoreni, mingea a trecut mult pe lângă poartă, însă este un semnal de alarmă pentru formația gazdă. Nicușor Grecu încearcă acolo pentru Damașcan să trimite direct în afara terenului. Și timișorenii reiau atacurile, spuneam eu, o dominare, însă o dominare fără mari ocazii. Din nou pentru Octavian Ursu, respinge Nicola, care se apără foarte bine. Scutaru. Același traseu, minge ajunge mereu la cei doi fundași centrali. Iată Scutaru pentru Mera.
vine acolo Rareș Lazar să deschidă un pic jocul pentru Ignea. Din nou lansare lungă, însă este departe de minge Mircea Accente. E clar planul tactic al oaspeților. Mingi în adâncime pentru Accente în primul rând, dar l-am văzut și pe Octavian Ursu urcând periculos pe partea stângă de multe ori. Liviu Mihai. Ionuț Ursu. Leca întoarce pentru Ursu, plimbă mingea Constanțenii. Leca. O pasă bună pentru Banioi, însă preluarea n-a fost cea mai fericită. Benzar urcă periculos, Octavian Ursu e o fază periculoasă, driblează acolo Ursu, însă din nou Nicola, excelent în fața lui Ursu. Tot Nicola acum a încercat să paseze pentru Cărăruș, nemulțumit capitanul gazdelor pentru calitatea acestei pase, a încercat o preluare fantezistă, Octavian Ursu nu i-a ieșit. Acum Banioi, foarte frumoasă această pasă cu călcâiul. Chirițoiu, o pasă pentru Grigore, scapă singur Dragoș Grigore, incredibilă ratare. N-a băgat acolo piciorul Dragoș Grigore și excelent a intervenit portarul George Păduraru. Revedem această fază superbă a gazdelor. Prima fază periculoasă a acestei partide, cât de singur a fost Dragoș Grigore și a pur și simplu a alergat pe lângă minge. Pentru prima oară apărarea timișolenilor a cedat. Totul a pornit de la acea pasă cu călcâiul reușită de Banioi, care a pus pe picior greșit, i-a pus pe fundașii timișoreni pe picior greșit. Leca pentru Damașcan. Cărăruș avansează cu mingea, pasează pentru Liviu Mihai. Din nou Cărăruș, ca și Damașcan, un jucător din Republica Moldova, crescut la Zimbru, Chișinău, între timp a jucat și prin Suedia, în ligile inferioare. Și bineînțeles la FC Farul, formație care de unde provin mulți jucători din lotul Unirii. Chirițoiu încearcă un dribling, nu iese, întoarce pentru Liviu Mihai, frumoasă combinația, să-l vedem pe Dragoș Grigore, pasa, însă este respinsă de Ioan Mera. Liviu Mihai pentru Grigore, o simplă potrivire de nume cu fundașul de la Rapid, fostul dinamovist Dragoș Grigore, și pauză de hidratare. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Îi vedem pe timișoreni cum primesc indicații de la antrenorul Dorin Toma. 24 de minute s-au scurs din această primă repriză. Singura acțiune mai periculoasă le-a aparținut gazdelor, chiar dacă Timișoara a dominat clar teritorial. Echipa care a încercat să atace mai mult, însă foarte bună acea acțiune de contraatac a Constanțenilor. Constanțenii, Unirea Constanța, e adevărat, însă echipa are casa, să spunem, la Mangalia.
joacă la Techirghiol pentru că arena din Mangalia a fost demolată și urmează să se construiască un nou stadion. Când acesta va fi gata, echipa se va muta acasă la Mangalia. De altfel, pe tricourile celor de la Unirea scrie Visit Mangalia. Frumoasă această fentra lui Chirițoiu, însă imediat calcă pe minge și este un foul destul de tare comis asupra lui Ignea. Este lovitură liberă pentru timișoreni. A călcat însă pe minge Chirițoiu, nu cred că e vorba de intenții acolo. Pur și simplu a călcat pe minge și a alunecat faultându-l pe Ignea. Se încing un pic spiritele, însă le calmează rapid centralul Mihai Amorăriței. Mera. Trimite din nou lung Andrei Doru, acuză Finica un fault, ar trebui să se ridice pentru că, iată, îl se ridică și interceptează o pasă greșită a lui Rareș Lazar. Chirițoiu se complică din nou și din nou greșește să repară acolo Liviu Mihai, puțin fantezist Chirițoiu, i-au ieșit câteva pase, însă a și făcut două gafe care puteau să coste formația constanțeană. Frumos, Daniel Benzar, Mircea Accente se întoarce, încearcă să centreze, să intervine Ionuț Ursu, oricum Accente ar fi trebuit să fie în centrul careului, nu cred că avea cine să primească acolo, venise Daniel Benzar, însă o centrare înaltă n-ar fi fost în avantajul său. Este un jucător totuși care are alte calități, viteza, nu lovitura de cap. Ignea, din nou fază periculoasă, Mera și Scutaru sunt acolo în centrul careului, sunt convins că mingea va merge spre ei. Periculos șut Benzar, însă total dezamăgitor. Revedem șutul lui Benzar. Mingea a trecut mult și pe lângă și peste poartă. În spatele porții celor de la Unirea este sala de sport de aici, din Techirghiol, dar și un teren sintetic. Vă spuneam, este o bază micuță, însă cochetă. Banioi. Pentru Damașcan. Bună pasă pentru Chirițoiu, se întoarce Chirițoiu, încearcă un dribling acolo în fața lui Oanea, însă respinge acesta și va fi lovitură de colț pentru Unirea Constanța. Liviu Mihai este cel care va executa, vă spuneam. Este veteranul formației constanțene, 34 de ani. Un jucător care a debutat în prima ligă la Farul Constanța, o centrare bună, sare Leca, însă a fost prea înaltă. Mingea se luptă acolo, Dragoș Grigore cu Andrei Doru, degajează timișorenii, n-a fost însă cea mai bună degajare. Finica, o centrare, însă nicio șansă, astfel de centrări n-au cum să treacă de Mera. Se apără din nou bine Nicola. Mera. Andrei Doru față în față cu Finica, centrează foarte bine, însă mingea îl depășește pe Octavian Ursu, a pierdut un tempo acolo mijlocașul timișorean. Cărăruș întoarce pentru Damașcan. Din
din nou Cărăruș. Damașcan s-a văzut destul de puțin Damașcan până acum. E adevărat însă că Unirea nu prea a atacat. Ursu pentru Liviu Mihai. S-a mai echilibrat, s-au echilibrat procentele de la posesie. În ultimile minute au reușit să păstreze mai mult mingea Constanțenii, chiar dacă mai tot timpul în propria jumătate. Icnea. O lansare încercată pentru Accente, însă nu iese. Încă patru partide se joacă de la această oră, după o jumătate de oră scursă din aceste meciuri. La Brăila, Dacia Unirea conduce cu 1-0 pe Astra Giurgiu. La Călăraș, Fece Buzău are 2-0. Cristian Puștea, iată, la fosta sa echipă, îi cunoaște foarte bine, chiar dacă lotul s-a mai schimbat la Călăraș, dar Buzău, după egalul reușit la Timișoara, iată, conduce din nou în deplasare. Ripensia a deschis scorul în fața celor de la FC Brașov, în timp ce la Dej, Unirea și o altă echipă nou promovată, Schellinger, sunt la egalitate 0-0. Tot 0-0 este și aici. Am intrat deja minutul 31. Rareș Lazar pentru Oanea. Octavian Ursu, un triunghi acolo, însă mingea din nou întoarsă, iată, la propriul portar, se apără compact gazdele și reușesc să blocheze acțiunile ofensive ale timișorenilor. Scutaru din nou cu Mera, pas între cei doi fundași centrali. Nu cred că oaspeții sunt mulțumiți doar cu un egal, anunțau clar că vor să câștige cele 3 puncte. Scutaru. Un fault, lasă jocul să continue arbitrul. Bagnoi era singur blocat acolo și va fi primul cartonaș galben al acestei întâlniri. Îl vede Octavian Ursu. Minutul 33, iată, a venit și primul galben. Nu mă înșel, Cărăruș este cel care a fost faultat. Capitanul Constanțenilor acuză o accidentare destul de serioasă. Da, Cărăruș este cel întins pe gazon. Să vedem dacă va putea relua jocul. Este un jucător foarte important pentru formația constanțeană. Capitanul echipei. Jucător cu personalitate. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. S-a ridicat în cele din urmă Ion Cărăruș la marginea terenului. Să vedem dacă va putea continua. Cere acceptul arbitrului să intre. Nu-l primește deocamdată. Nicola pentru Damașcan. Scapă mingea în afara terenului Damașcan, nemulțumit de decizia luată de Marilena Nan, asistentul de pe acea parte. Pădurarul se pregătește să degajeze, preferă însă o pasă scurtă pentru Mera. Caută soluții Mera, însă cel mai probabil mingea va merge spre Scutaru, într-adevăr. Din nou pase între cei doi fundași centrali.
încercare de pasă pentru Benzani, intervine bine acolo Ionuț Ursu și un fault asupra lui Finica. Liviu Mihai. O pasă riscantă, păcălită, Leca, păcălit însă și Octavian Ursu și mingea ajunge la Cărăruș. O lansare pentru Baniu în duel cu Scutaru. Presat acolo, Scutaru trimite către portar. Se descurcă însă Pădurarul și iată o deviere interesantă, o acțiune cu Octavian Ursu pe partea stângă. Vine Nicola să-l blocheze, să vedem dacă va reuși și de această dată. Este în careu Octavian Ursu, însă din nou Nicola este jucătorul mai bun în duelul cu Ursu și blochează. Igna este cel care va executa această lovitură de colț. Minutul 36. Urcă din nou cei doi fundași centrali, Mera și cu Scutareu, este și Accente la colțul scurt. Să vedem către cine va merge mingea. Foarte periculoasă Timișoara la aceste faze fixe, însă a fost o centrare la colțul scurt pe jos și au reușit să respingă constanțenii cât pe ce să gafeze Andrei Doru în duel cu Dragoș Grigore. Cărăruș, o lansare acolo pentru Dragoș Grigore. Se descurcă foarte frumos Sofran. Ursu pentru Chirițoiu, Grigore face 1-2 cu Ignea. Șutul lui Grigore însă mult pe lângă poartă. Formația constanțeană cu mulți jucători tineri. În acest moment 5 jucători sub 21 de ani pe teren, Leca și cu Bagnoi 21 de ani, Grigore 20 de ani, Dragoș Grigore, Chirițoiu 18 ani. La fel și pe banca de rezerve Cristian Ignat 18 ani. Jerdea 18 ani și mezinul formației constanțene internaționalul de junior Ștefan Savunsitu doar 17 ani, dacă nu mă înșel, va împlini în septembrie. Liviu Mihai. Ursu încearcă o pasă pentru Dragoș Grigore, însă vine foarte bine Sofran. Finica pentru Bagnoi. Scapă însă mingea de sub control atacantul constanțean și Mera respinge fără mari probleme. Finica greșește pasa și ocazie de contraatac pentru timișoreni. Se apără foarte bine Cărăruș. Liviu Mihai pentru Bagnoi. Damașcan, asta poate fi o pasă periculoasă, mingea se duce către Nicola, însă nu mai prinde fundașul dreapta al gazdelor și trebuie să revină rapid pentru că exact pe partea sa acum contraatacă Timișoara, întoarce însă Daniel Benzar și faza se stinge. Mingea ajunge din nou la fundașii centrali. Acum arată jocul, până în acest moment doar o fază fixă poate debloca tabela de marcaj. Leca pentru Ursu. Din nou Leca presează acolo Benzar, preferă să trimită lung. Leca foarte bine pentru Damașcan, faultat. Chirițoiu a încercat să execute rapid, însă faultul fusese comis cu vreo 2 metri mai în spate față de locul de unde voia să execute tânărul atacant al constanțenilor. Ursu. Pentru
pentru Finica. Din nou blocat Finica de Andrei Doru. Liviu Mihai presează de această dată Unirea. O lansare pentru Damașcan. Se descurcă bine. Hens a fost acolo, într-adevăr. Hens comis de Mera. Nu cred că a fost ceva intenționat, însă mingea l-a lovit în mână pe capitanul timișorenilor și o lovitură liberă extrem de periculoasă. Liviu Mihai va executa. Iată, e și Cărăruș. A pupat mingea Cărăruș înainte de a o transmite lui Liviu Mihai. Este o poziție excelentă pentru experimentatul mijlocaș al gazdelor. Aproximativ 20 de metri, să spunem. Dreptul lui Liviu Mihai execută și, dacă nu mă înșel, mingea a lovit bara din dreapta lui George Păduraru. Cea mai mare ocazie din această partidă. Revedem această lovitură executată perfect de Liviu Mihai. Foarte periculos. Am intrat în ultimele 5 minute 0-0 în continuare aici pe stadionul Sparta din Techirghiol, în duelul dintre Unirea Constanța și Politehnica Timișoara din etapa a patra a ligii a doua. Faultat, sau cel puțin asta susține Andrei Banioi. Leca pentru Cărăruș, se descurcă bine capitanul Constanțenilor. Ce frumos a ieșit acolo din duelul cu Accente și Ursu. Cere fault Benzar în duelul cu Leca. O discuție mai aprinsă între cei doi. Grigore pentru Chirițoiu. Finica, Liviu Mihai încearcă pe culoar pentru Damașcan, însă astfel de mici lungi înalte n-au nicio șansă. Un șut din întoarcea lui Banioi prinde George Păduraru. Dominare a gazdelor în ultimele minute cu, iată, două acțiuni periculoase. Revedem, am revăzut această fază. N-a fost un șut prea puternic. Un fault acordat destul de ușor de arbitru nemulțumit Cărăruș. A căzut acolo Mircea Accente. Și să vedem dacă vor urca fundașii centrali. Îl văd pe Mera ducându-se spre Careu. Se întoarce, însă au schimbat strategia pentru această lovitură liberă. Distanța este mare. Nu se pune problema unui șut spre poartă. 40 de metri acolo. Și încearcă norocul, însă Mircea Accente și nu o face deloc rău. Prima fază cu adevărat periculoasă la poarta gazdelor a fost un șut bine plasat, exact sub transversală. Revedem torpila trimisă de Accente de la 40 de metri. Era greu să-l surprindă pe Nicușor Grecu, însă este o lovitură de colț, din nou fază fixă periculoasă, din nou executată pe jos. Întoarce Mircea Accente, însă mingea se duce pe plasa de lângă transversală. Minutul 44, în curând vom intra în ultimul minut al acestei reprize. Va fi probabil un minut de prelungire pentru că a fost așa pauză de hidratare. În rest, doar să spunem, accidentarea lui Cărăruș a întrerupt mai mult jocul. Grecu trimite lung. Sare Chirițoiu, nu câștigă însă duelul aerian. Finica în duel cu Andrei Doru, s-a descurcat bine Finica.
N-a ținut mingea în teren, însă măcar n-a pierdut-o. Cărăruș pentru Liviu Mihai. O pasă a lui Cărăruș pentru Nicola, direct în afara terenului. Două minute de prelungire pentru această primă repriză, se arată de la margine. Am intrat deja în prelungiri. Oanea s-a mai liniștit jocul, pare că ambele echipe așteaptă pauza. Destul de cald totuși și au depus un efort generos, cere Hens și îl obține Livi Mihai. Acuză Rareș Lazar că mingea l-a lovit în abdomen. Benzar este cel care primește însă un cartonaș galben pentru proteste. Continuă să parlamenteze cu centralul Mihai Amorăriței. Va fi însă o lovitură liberă și iată unirea și aduce în față fundașii centrali Liviu Mihai. Pasă spre Urs, un duel cu Mera. Câștigă, așa cum era de așteptat, Mera duelul. Dragoș Grigore va executa de la margine, nu, iată, lasă pentru Finica, se retrag fundașii constanțeni. Vedem steagurile alb-albastre ale galeriei gazdelor Ultra Eagle, așa cum își spun suporterii. Un fault făcut de Chirițoiu, care va primi cartonașul galben. Mircea Accente scăpa periculos pe acest contraatac. Un fault binevenit pentru gazde. Mera. Și finalul primei reprize după primele 45 de minute, de fapt 47, pentru că au fost și două de prelungire, egalitate între Unirea Constanța și Politehnica Timișoara în etapa a patra a ligii, a doua, aici la, pe stadionul Sparta din Techirghel. Vom reveni cu repriza secundă a acestui duel. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Cosmin Bârnoi, a ieșit Octavian Ursu Bârnoi, care va juca împotriva foștilor săi colegi de la Farul. Ursu, Leca, Cărăruș, Liviu Mihai, Banioi, îi cunoaște foarte bine Bârnoi, probabil că se bazează și pe acest lucru antrenorul Dorin Toma. S-a reluat partida cu timișorenii în atac, greșeala lui Ursu, Accente se luptă acolo cu Ionuț, Ursu centrare, însă revine Ursu și reușește să blocheze în ultimul moment. O lovitură de colț, fazele periculoase, statul timișorenilor cu Mera și cu Scutaru, Accente și el, un jucător înalt și care se descurcă bine în duelurile aeriene. Ignea, cel care va executa lovitura de colț, trimite înalt de această dată, iese Nicușor Grecu și boxează. Benzar, o greșeală a lui Daniel Benzar, pune pe contraatac echipa constanțeană, însă Cărăruș nu reușește să găsească cea mai bună soluție.
A început foarte alert această repriză a doua. Nemulțumit Ion Cărăruș și probabil că va vedea un cartonaș galben. Capitanul Constanținilor este chemat de Mihai Amorăriței, care îi cere să se calmeze, scapă fără cartonaș Cărăruș. Un jucător temperamental, pe cât este de liniștit în afara terenului, pe atât de încins este pe teren. Icnea. Simulat o pasă în adâncime, însă a preferat pentru Mera. Parcă au ieșit ceva mai hotărâți de la cabine timișorenii după un final de repriză dominat de gazde. Mera schimbă din nou cu Scutaru, aceeași construcție pornită de la fundașii centrali. Pasă bună a lui Scutaru pentru Axente, a încercat o deviere subtilă, însă a ghicit Leca. Pasă bună a lui Leca pentru Banioi. O preluare nu tocmai reușită, se descurcă însă atacantul Constanțenilor. O lansare pentru Damașcan pe partea dreaptă. Primul la minge este însă Oanea și acesta protejează acolo foarte bine în duelul cu Damașcan. Trimite lung Păduraru pentru Axente, sare Cărăruș, mingea să ajunge la Bârnoi, la prima fază importantă. Cosmin Bârnoi se descurcă foarte bine Leca. Mingea a ricoșat din tribuna oficială și l-a lovit pe arbitru de rezervă, însă a făcut semn că nu e nicio problemă. Damașcan. Liviu Mihai, bună pasă pentru Banioi, din nou Liviu Mihai, o pasă excelentă pentru Grigore, iese însă portarul Păduraru și trimite în afara terenului, ar fi trebuit acolo să intervină mai hotărât Sofran, care avea prin planul în duelul cu Grigore. Liviu Mihai, pentru Banioi, fault comis de atacantul Unirii, așa este duelul cu Mera, își cere scuze Banioi. O diferență de 13 ani între cei doi jucători, experiență uriașă pentru Mera. Banioi, care a crescut la CFR Cluj, a reușit un sezon bun sau un final de sezon foarte bun la Farul. Între timp a mai trecut și pe la Dacia Unirea Brăila. Liviu Mihai n-are cum să câștige duelul cu Lareș Lazar. O pasă pentru Andrei Doru. Acum Liviu Mihai pune mingea jos. Finica pentru Ursu. Mai departe pentru Nicușor Grecu. A alergat acolo Daniel Benzar după minge. O singură schimbare până acum, spuneam la pauză, Cosmin Bârnoi a intrat în formația timișorană în locul lui Octavian Ursu, cel care nu s-a descurcat foarte bine în duelurile cu Nicola. Să vedem Bârnoi ce va reuși. Decarul bănățean. Ursu, Liviu Mihai. Damașcan greșește, însă pasa și iată un contraatac periculos cu Benzar. Se oprește, Benzar cade, minge ajunge la Bârnoi. Iată duelul cu Nicola Bârnoi. Un jucător extrem de tehnic, întoarce foarte bine pentru Oanea. Oanea o pasă riscantă, însă excelentă această preluare. Benzar, șut, respinge Nicușor Grecu. Prima acțiune cu adevărat periculoasă a mai fost acea execuție de la 40 de metri a lui Axente din lovitură liberă, dar acum cu adevărat periculos un șut frumos al lui Benzar, blocat însă de Nicușor Grecu. Liviu Mihai, o pasă foarte bună pentru Nicola, să vedem continuarea.
Nicola excelent în faza defensivă, să-l vedem și în atac. Damașcan se întoarce, este presat și pasează către celălalt jucător din Republica Moldova, din lotul Constanțenilor, capitanul Ion Cărăruș. Revedem această ocazie. Frumos șutul cu stângul al lui Benzar, însă bine plasat Nicușor Grecu. Damașcan pe partea dreaptă. Damașcan, centrare foarte bună, respinge Scutaru și va fi out în favoarea formației Constanțene. Iată, s-a accelerat ritmul de joc după o primă repriză cu foarte puține ocazii. Chirițoiu pasează bine pentru Nicola. Damașcan evită offside-ul. Centrare bună a lui Damașcan. Mingea cât pe ce să-l păcălească pe Păduraru. A fost o centrare șutată. Mingea cred că intra în poartă. Da. A respins George Păduraru. Frumoasă acțiunea lui Damașcan. Din nou Liviu Mihai, să vedem cum va executa. Înalt, excelent, bară! Ce ocazie are Constanța de a deschide scorul. Excelentă intervenția lui Păduraru, care a respins în bară. Recuperează Constanțenii. Grigore a încercat o pasă pentru Banioi, însă total aiurea. Dar ce ocazie, surprinzător! Pentru că Timișoara este clar formația mai bună la faze fixe. Offside. Revedem această ocazie a alb-albaștrilor. Ursu a fost cel care a trimis cu capul, Ionuț Ursu, lăsat liber acolo, inexplicabil. Schimbare și în formația constanțeană, iese Dragoș Grigore, intră Darius Mureșan. Minutul 54, prima schimbare la Constanțeni. Ce ocazie a avut Unirea după ce și Timișoara a avut acea oportunitate. Și cum spuneam, meciul este mult mai alert. Să vedem ce va reuși Darius Mureșan, un jucător foarte tehnic. Damașcan, presat de doi jucători, întoarce pentru Nicola Cărăruș, se complică și pierde. Oh, a fost o talpă acolo, a fost o talpă într-adevăr. Icnea nu e de acord, să s-a văzut clar. Leca. Liviu Mihai, excelentă pasa pentru Chirițoiu, însă ratează preluarea și o minge trimisă de Oanea direct în afara terenului. O repriză a doua care a început mult mai frumos decât prima parte a jocului. Două echipe preocupate să joace fotbal, n-am văzut faulturi dure până acum. Lipsesc doar golurile în acest moment, însă am avut deja ocazii importante în această repriză secundă. Degajează Ionuț Ursu în afara terenului. Scutaru pentru Mera. Avansează capitanul oaspeților, Andrei Doru. Se descurcă foarte bine, însă este nevoit să paseze în spate. Ignea. Oanea. Îl depășește pe Damașcan. Centrare în careu vine Andrei Doru, însă Finica este primul la minge. Va fi lovitură de colț pentru timișoreni. We'll be right back.
La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Din nou urcă fundașii centrali. Merea blocat de Bagnoi. Bârnoi reușește acolo să atingă mingea, degajează Ionuț Ursu. Scutaru era într-o poziție bună. Acum vine Nicola și trimite și el în out. Bârnoi îl așteaptă pe Oana pentru a executa această aruncare de la margine. Bârnoi pasă total la Iurea. Și Nicușor Grecu calmează un pic jocul. S-a jucat pe contre în ultimele minute. Degajare lungă. Bagnoi câștigă duelul, însă mingea n-ajunge la un coechipier și Timișoara pleacă din nou pe contraatac. Pasă în spate direct la portar, presat acolo de Bagnoi. Mera trimite pentru Accente în duel cu Ursu, se întoarce frumos Accente, înconjurat de patru jucători constanțeni. Andrei Doru scoate frumos pentru fundașul dreapta Nicolae Sofran, a fost acolo însă Ursu și a blocat. Bezar offside la Andrei Doru, semnalizat de Marile Nanan. Degajare lungă a lui Nicușor Grecu. Respinge Sofran. Spuneam că se mai dispută alte patru partide de la această oră. Mă opresc însă pentru că atacă din nou constanțenii. Nicola întoarce pentru Cărăruș. O pasă fantezistă a lui Cărăruș. Bârnoi deposedat de Cărăruș, care scapă însă mingea în afara terenului. 1-1 între Dacia Unirea Brăila și Astra Giurgiu. Fece Buzău și-a mărit avantajul la Călăraș, 3-0 în acest moment. 1-1 între Ripensia și Fece Brașov, iar Unirea deja deschis scorul în duelul promovatelor. O pasă neglijentă, Benzar în duel cu Leca. Benzar a cerut fault, mingea ajunge la Bârnoi, care este blocat de Leca. Să vedem decizia, va fi out de poartă. A cerut fault acolo Benzar. N-a fost o fază foarte clară. Nicola avansează nestingherit, vine să-l blocheze Ignea. O pasă excelentă pentru Bagnoi, însă este în offside atacantul constanțean. Decizie corectă a asistentului Marin Nicușor. Este ceva mai cald acum, ne apropiem de ora prânzului și probabil că jucătorii resimt și temperatura după efortul depus. A trecut o oră de la primul fluier. Oanea. O pasă greșită, Cărăruș. Chirițoiu încearcă pentru Bagnoi, ajunge mingea la atacantul constanțean, o pasă în spate și mingea iese în afara terenului. Bârnoi pentru Benzar, o preluare greșită a lui Daniel Benzar. Va fi din nou aruncare de la margine în favoarea timișorenilor. S-a mai calmat un pic jocul, o pasă bună a lui Ignea pentru Accente.
Liviu Mihai îl presează Cosmin Bârnoi. Bârnoi caută un coechipier, pasă bună pentru Benzar, însă a ratat preluarea. Benzar a așteptat apoi să vadă dacă mingea ajunge la Andrei Doru. N-a fost cazul pentru că a ieșit în afara terenului. Un jucător extrem de tehnic, Cosmin Bârnoi, cu sclipiri care pot aduce golul, însă de multe ori dispare din joc. Fază periculoasă, Scutaru degajează, nu se complică cei doi fundași centrale, aici se vede experiența. Joacă simplu, dar sigur. Scutaru pentru Oanea. Bârnoi, din nou un 2 bun, însă mingea trimisă de Ignea este prea lungă. Nicola n-are cu cine pasa, îi trimite lui Chirițoiu, deposedat foarte ușor. Bârnoi, pasă bună pentru Benzar, accente, cere mingea Benzar, frumos trimis pe culoar, pasă în centru careului și... Ce intervenție ale Ionuț Ursu, Andrei Doru a fost aproape de gol. Mingea deviată în afara cadrului porții de Ionuț Ursu. Revedem această fază excelentă cu Benzar. Cât de liber era Andrei Doru. Șutul său însă deviat de Ionuț Ursu. Mingea s-ar fi dus în poartă. O lovitură de colț executată exact pe Mera, din cap i-a scos această minge Nicușor Grecu. Acuză Bagnoi un fault acolo. Însă, iată, presează Timișoara. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Se rea jocul cu aruncare de la margine. Andrei Doru încearcă să se demarce, reușește să schimbe acolo cu Sofrano. Centrare periculoasă, însă nu vine nimeni la colțul scurt și Nicușor Grecu reține fără probleme. Leca va căuta pasa lungă, probabil nu. Combină cu Nicola. Vine Liviu Mihai să-l ajute. La el ajunge mingea, o pasă bună a lui Liviu Mihai pentru Chirițoiu. Să vedem cum se descurcă, a încercat acolo un dribling. Mingea ricoșează la Damașcan în duel cu Oanea. Vine și Scutaru, Damașcan este blocat, caută un coechipier, s-a întors bine. Continuă duelul său cu Oanea, acum pentru Liviu Mihai, din nou Damașcan. Pierde Damașcan și va primi cartonașul galben pentru acest fault asupra lui Rareș Lazar. Minutul 65. Doar câte o schimbare în cele două echipe, o schimbare de fiecare echipă. Nu s-a văzut mai deloc Mureșan de când a intrat, nici nu s-a jucat pe partea sa. Bârnoi liber aici pe partea stângă, mingea însă s-a dus către Mircea Accente și a ajuns în cele din urmă în brațele lui Nicușor Grecu. Liviu Mihai, Leca, o pasă greșită a lui Leca citită de Cosmin Bârnoi, însă mingea iese în afara terenului. Cărăruș, Liviu Mihai singur la mijlocul terenului, cere mingea Finica, se întoarce Liviu Mihai și îl preferă pe Cărăruș. Din nou Liviu Mihai, o lansare bună pentru Chirițoiu, are viteză tânărul atacant al Constanținilor, Oanea, însă se repliază și trimite în aut. Pregătit să intre Roberto Hațegan. Primește ultimile indicații, să vedem în locul cui va intra.
Nicola. Liviu Mihai a încercat o pasă pentru Chirițoiu, s-a apărat bine timișorenii. O preluare a lui Finica aproximativă, era cât pe ce să piardă mingea. Acum e periculos, însă Rareș Lazar, Bârnoi, combină cu Lareș, Rareș Lazar. Accente, un pic dezorganizați constanțenii, singur Andrei Doru în duel cu Finica, cere faul și obține Finica. Poate un pic cam ușor să l-a lovit acolo pe fundașul constanțean, se și ține de urechea dreaptă. Și iată schimbări în ambele tabere. Băjan și Jerdea sunt pregătiți să intre la Constanțeni. A ieșit Benzar, a intrat Zaluschi la formația oaspete. Și Hațegan a intrat, să vedem în locul cui. În locul lui Mircea Xente. Vom vedea imediat și ce schimbări s-au făcut la Constanțeni. Este și pauză de hidratare în acest moment. Damașcan este unul dintre jucătorii locuiți și celălalt este Chirițoiu. În locul lor intră Jerdea și Robert Băjan. Probabil că va fi avansat Nicola și Băjan îi va lua locul pe partea dreaptă. Într-adevăr, îl văd pe Nicola, este în poziție de extremă. Hațegan va fi vârful timișorenilor pentru aceste ultimele 25 de minute cu tot cu prelungiri. Merea respinge. Liviu Mihai. Finica în duel cu nou intrat. Hațegan obține out-ul. Hațegan. A riscat un galben acolo Finica. Noroc că arbitrul amărăriței a trecut cu vederea faptul că arunca mingea după fluierul lui. O fază periculoasă. Oanea. Bârnoi primește bine, ratează însă preluarea. Nicola atacat de Oanea și va fi aruncare de la margine pentru formația gazdă. Cărăruș pentru Banioi. Se luptă Banioi cu Scutaru și obține un fault. A așteptat să vadă cum va decurge faza centralul. Leca cere mingea Darius Mureșan, însă nu are vreun culoar bun acolo. Este preferat Nicola. Mingea ajunge la Jerdea, să vine Scutaru și câștigă acest duel. Diferența de statură este clară în favoarea lui Scutaru. Băjan blocat de Bârnoi. Jerdea se toarce frumos, centrează. Mingea este însă respinsă de acolo. Ursu, Finica se complică, trimite însă la portar. A fost o preluare care l-a pus puțin în dificultate. Nicușor Grecu, Nicola, faultat clar de Oanea. Liviu Mihai va executa această lovitură, urcă în careu, Ursu a încercat să surprindă Liviu Mihai cu o pasă pentru Banioi, însă
Au respins timișorenii. Liviu Mihai cu Jerdea s-au încurcat un pic acolo. Cere lovitură de colț Liviu Mihai, dar mingea pare să-l fie atins pe Jerdea. Minutul 72, în continuare 0-0 la Techirghiol în disputa dintre Unirea Constanța și Politehnica Timișoara. Un meci frumos, un meci echilibrat. Fault, nu înțeleg de ce este supărat jucătorul timișorenilor, pentru că faultul este favoarea echipei sale, iar cel care acuză o accidentare este Liviu Mihai. Rareș Lazar este cel care va executa. Trimite pe partea stângă pentru Banioi. Preluare perfectă a lui Cosmin Bârnoi. Cum spuneam, este un jucător foarte tehnic. Pierde însă noul intrat Hațegan. Recuperează timișorenii, au cerut un hands, mingea pare să-l fi lovit însă în coapsă pe Cărăruș și acum un atac periculos cu Darius Mureșan, avansează Mureșan, nimeni nu este acolo să-l blocheze, însă mingea centrată trece prin fața porții. Ce preluare a făcut mai devreme Cosmin Bârnoi, mingea pur și simplu i s-a lipit de picior. Un jucător care se anunța o mare speranță, a rămas însă, iată, la nivelul ligii secunde. Cărăruș respinge. Și Rareș Lazar trimite direct în afara terenului. Iată din nou o perioadă mai liniștită, care cele două formații se blochează reciproc. Bârnoi. Ignea pentru Rareș Lazar. Sofran întoarce pentru Mera. A încercat Mera pentru Hațegan. Nu, Zaluski era. Băjan. Nicola, ce trecere frumoasă pe lângă Oanea. Pleacă vigilios Nicola, vine însă și Ignea să-l ajute pe colegul său. Greșește Oanea. Centrarea lui Băjan, o degajare greșită a lui Sofran. Mingea la Liviu Mihai. Combinație cu Jerdea. Liviu Mihai în poziție excelentă, trage, respinge cu pieptul Scutaru. Finica pentru Darius Mureșan, frumoasă combinație, mingea ajunge la Cărăruș. Centrează Cărăruș, respinge din nou Scutaru. Excelent prestația lui Scutaru. Liviu Mihai deposedat foarte ușor de Zaluski. A încercat acesta să pătrundă, însă a fost blocat și va fi aruncare de la margine pentru Constanțeni. Repune Finica. Mera respinge cu siguranță până la Zaluski. Andrei Doru blocat în cele din urmă de Cărăruș. Mingea n-a ieșit, ba da. Hațegan
Întoarce bine pentru Andrei Doru, combinație între cei doi jucători, fault comis de Hațegan. Un sfert de oră până la final. Se pregătește o nouă schimbare în formația gazdă. Să vedem cine va intra. Robert Căruță este jucătorul pe care Dumitru Faitaș îl va trimite în teren. A primit roșu în prima etapă la Chiajna. Excelentă intervenția lui, intercepția lui Jerdea. Să vedem cum va continua. Pasă bună pentru Bagnoi. Bagnoi vine, excelent, Mera, și deposedează. Ce bine s-a descurcat Mera. Cartonaș galben pentru Cărăruș. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet. Rareș Lazar este cel care primește îngrijiri după faultul făcut de Cărăruș. Singurul meci în care nu s-a înscris în această etapă la Brăila, Dacia Unirea este la egalitate cu Astra Giurgiu. La Călăraș, Buzău conduce cu 3-0, 1-1 între Ripensia Timișoara și FC Brașov, 3-0 Unirea deja în duelul cu Schellenberg. Un hat-trick reușit de Alexandru Pop. Întoarce Andrei Doru pentru Ignea, Oanea. Rareș Lazar are spațiu aici, cere mingea Bârnoi, o primește, duel cu Băjan, se cunosc foarte bine de la Farul, cei doi au fost cu echipieri, iese Nicușor Grecu și boxează. Frumoasă această acțiune, ratează acolo blocajul Finica, din nou nu reușește să îndepărteze pericolul. Rareș Lazar, poziție bună, blochează, mingea ajunge la Hațegan, se întoarce șut Hațegan și este 1-0. Gol Timișoara a reușit de Roberto Hațegan. Vedem bucuria bănățenilor. A fost un pic norocos, a sărit mingea aici la șutul lui Lazar, s-a transformat într-o pasă pentru Hațegan, care l-a întors foarte bine pe Leca și a șutat cu piciorul stâng. 1-0 din minutul 80. Încă ceva mai mult de 10 minute cu tot cu prelungiri pentru Constanțeni. A ieșit Bagnoi, e surprinzătoare această schimbare, a intrat Căruță, care se duce vârf acum, Nicola, pentru Jerdea. Se întoarce Jerdea, o pasă pentru Băjan, cere mingea, Căruță o primește Jerdea. Liviu Mihai, pasă care îl pune în dificultate. Pe Băjan, mingea a ieșit în afara terenului. Oanea pentru Hațegan, faultat clar de Leca.
îi cere centralul să se calmeze, dar e de înțeles frustrarea, pentru că a fost un joc echilibrat, cu ocazii la ambele porți. Constanțenii sperau să spargă gheața și să obțină măcar primul punct, dacă nu victoria. Doar că a fost acest gol reușit de Hațegan, inspirat antrenorul Dorin Toma, care l-a trimis în teren în minutul 68. Scutaru n-are cum să piardă duelul cu Căruță. Hațegan minutul 82, 1-0 pentru Poli Timișoara în duelul de aici, de la Techirghiol, cu Unirea Constanța. Al doilea meci consecutiv în care constanțenii fac un joc bun și iată, sunt din nou aproape să piardă la limită, cum s-a întâmplat și la Cluj. Ce frumos s-a descurcat Zaluski. O pasă pentru Hațegan, a încercat acolo pentru Zaluski. Mingea ajunge la Nicușor Grecu. Puțin demoralizat jucătorii Unirii după acest gol. Băjan. Cărăruș din nou pentru Băjan. Schimbă acesta partea, trimite la Ursu. Este rândul constanțenilor să pornească construcția de la fundaș și centrale. O pasă a lui Leca pentru Căruță. Intervine Oanea. Ratează Rareș Lazăr contactul cu mingea. Jerdea, poziția excelentă. Pas, șutul său se transformă într-o pasă pentru Căruță și Scutaru respinge în corner. O fază fixă ar putea să schimbe ceva pentru formația gazdă. Același Liviu Mihai va centra, vă amintesc că Ursu a avut o bară, de această dată la colțul scurt respinge pădurarul. Minutul 84, Timișoara mai are de rezistat 6 minute plus prelungirile pentru a obține a doua victorie în deplasare din acest sezon. Ursu întoarce pentru Leca. Băjan așteaptă pasa. Leca nu vrea să trimite la portar, încearcă să grăbească un pic acțiunea ofensivă. Nicola, poate cel mai bun jucător al formației constanțene în această partidă. Și vedem un cartonaș galben pentru Oanea, care n-a lăsat mingea la timp. Leca. Cărăruși într-o poziție bună acolo, dar cred că va trimite lung Leca, într-adevăr, pentru Jerdea, dar astfel de mingi în alte n-au nicio șansă. Cărăruși încearcă pentru Căruță, faultat Mera, care probabil că va petrece câteva secunde sau zeci de secunde pe teren. E normal, timișorenii conduc 1-0 și, așa cum spuneam, sunt aproape de al doilea succes din deplasare și totodată al doilea succes din acest sezon. Un singur meci au jucat pe teren propriu cu Gloria Buzău, încheiat la egalitate 1-1. A mai fost deplasarea de la Cluj, o înfrângere neașteptată ca scor, 3-0, și apoi victoria clară de la Călăraș. Pădurarul trimite lung. Ursu. Leca, mingea se duce însă în afara terenului, în ciuda efortului lui Nicola de a o păstra în teren. E
Jerdea lovește mingea acolo, Căruță a fost un pic talpă, continuă să joc cu Ignea, presat de Căruță, trimite în spate, Pădurarul degajează însă fără probleme. Sofran recuperează, a fost însă un offside la Darius Mureșan și arbitru dictează lovitură indirectă în favoarea oaspeților. Momente mai liniștite de joc. Ursu, Andrei Doru îl depășește pe Finica, revine Finica, încearcă un dribling spectaculos, Andrei Doru îl întoarce din nou pe Finica și execuție frumoasă acolo, însă ineficientă. Sofran trimite direct în afara terenului și Unirea încearcă să plece în atac pentru că nu mai are foarte mult timp la dispoziție pentru a egala. Scapă singur Băjean, vine Bârnoi să-l blocheze, trece ușor Băjean de Bârnoi, să vedem centrarea, trimite acolo, s-a repliat bine Ignea și l-a blocat. Cere fault, Băjean nu-l obține și să vedem acest contraatac. Bârnoi a scăpat însă mingea în afara terenului. Leca, se grăbește Leca, însă n-are cu cine combina, îi trimite lui Cărăruș. Din nou Leca, Băjean, ce bine a intuit Bârnoi, însă n-a reușit să păstreze controlul balonului. Finica, trimite aiurea Finica, total greșit. Și acum să vedem această fază cu Hațegan, preferă să țină mingea, se joacă acolo cu Finica. Andrei Doru țin de minge timișorenii. 2 minute mai sunt din timpul regulamentar. Hațegan, șut, scapă mingea Nicușor Grecu și este 2-0. Cosmin Bârnoi, minutul 89, soarta jocului este încheiată. Totul s-a decis după acest gol reușit de Cosmin Bârnoi, 2-0 pentru Poli Timișoara. O greșeală de neexplicată a lui Nicușor Grecu, care a apărat excelent până acum, mingea ar fi trebuit să fie în brațele lui. Dezamăgire în tabăra Unirii. Leca, iată, îl ceartă pe Finica și are dreptate, pentru că de multe ori Finica a fost veriga slabă a defensivei constanțene. Majoritatea atacurilor s-au dus pe partea sa. Puțin neatenți constanțenii. Degajează Nicușor Grecu. E multă supărare și, spuneam, frustrare, pentru că meciul a fost echilibrat până în minutul 80, cu ocazii mari la ambele porți. Mai mare ale constanțenilor a fost acea boară a lui Ursu. Timișoara s-a punctat de 2 ori și nu cred că mai are cum să rateze victoria. Un succes important pentru bănățeni, care revin în partea superioară a clasamentului și se pot gândi din nou la locurile de play-off, mai ales că în acest start de sezon au fost 3 meciuri în deplasare, unul singur acasă, deși, iată, se pare că se descurcă bine în deplasare. Și cât de dezamăgitoare a fost acea prima repriză de la Cluj, s-au pus lucrurile la punct destul de rapid. 2 victorii în deplasare, 1 egal pe teren propriu, 7 puncte pentru Timișoara. Din păcate pentru Unirea, al 4-lea eșec consecutiv, golaveraj 0-7 în acest moment, în ciuda faptului că echipa n-a jucat deloc rău în ultimele 2 partide, cel puțin. Patru minute de prelungire se arată de la margine.
Liviu Mihai trimite lung, Nicola încearcă să facă ceva cu această minge, n-ajunge. Încă o schimbare la Timișoreni, o schimbare la trecerea timpului. Desigur, iese cu numărul 24, Ignea, intră cu numărul 17, Costea. Aplaudat de banca timișoreană. Pădurarul degajează lung. Cărăruș respinge, acuză acolo fault un jucător timișorean. Acum a fost o intrare tare a lui Zaluschi asupra lui Nicola. Dacă nu mă înșel, cel căzut este Rareș Lazar. Într-adevăr, se ridică cu ajutorul colegilor. Va fi o lovitură liberă pentru Constanțeni. O minge pentru Căruță. Respinge din nou același Mera, stâlpul de control, din turnul de control din apărarea timișoreană. Cărăruș a încercat și a reușit un dribling frumos. Șut al capitanului Ion Cărăruș. Mingea trece pe lângă poartă. Revedem șutul lui Cărăruș și se pregătește o nouă schimbare. Iese Oanea, intră cu numărul 18, Pamfile. Bârnoi, o pasă bună pentru Hațegan. Finica din nou este depășit, revine și trimite în afara terenului lovitură de colț pentru formația oaspete. Țin mingea timișoreni, așa cum este normal la acest scor. Rareș Lazar pentru Zaluschi. Liber noul intrat Pamfile. Zaluschi. O pasă pentru Rareș Lazar, plimbă mingea și o fac cu foarte multă siguranță Andrei Doru. Pentru Bârnoi, care și-a schimbat, iată, poziția, a trecut pe partea dreaptă. Va fi însă out pentru Constanțeni. Ultimul care a atins mingea este mijlocașul lui Poli. O victorie a bănățenilor conturată, iată, în ultimele 10 minute. Să vedem această fază. Nicola, excelent, se descurcă însă Costea și va fi un contraatac periculos. Același Costea, vine Hațegan la primire, devierea sa cu piciorul stâng, trimite mingea pe lângă poartă și este final aici la Techirghiol. Poli Timișoara se impune cu 2-0 în duelul cu Unirea Constanța. Revedem cele două goluri. Mai întâi Hațegan, care s-a descurcat foarte bine și șutul său de întoarcere l-a păcălit pe Nicușor Grecu. Apoi greșeala portarului Unirii, un șut care ar fi trebuit să fie simplu, al lui Hațegan, scăpat în față, scăpată mingea în față. Și Cosmin Bârnoi a dublat avantajul. Spuneam, o victorie conturată pe final, după un meci echilibrat, până la urmă un succes meritat al bănățenilor, chiar dacă Unirea a făcut un joc foarte bun. A doua victorie în deplasare, Timișoara urcă clasament, Unirea rămâne
în subsol. Un meci antrenant pe care ne bucurăm că v-am putut să-l oferim. Vă spunem la revedere și o sâmbătă plăcută în continuare. La Unibet te poți bucura de experiența unică a pariurilor live direct din stream. Descarcă acum aplicația din Google Play. Unibet.